Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. În luna mai, gemenii riscă să intre într o situație neplăcută la locul de muncă. Conflictele, neînțelegerile și certurile sunt probabile atât cu colegii, cât și cu membrii gospodăriei. Din fericire, după 15 mai situația tensionată se va schimba în bine. Între timp, din 10 mai, Mercur, guvernatorul tău, devin retrograd. Aceasta înseamnă că va trebui să faci introspecție, să fii atentă la treburile casnice sau familiale. Veștile bune care vin de departe te vor înveseli. Dacă dorești să crești finanțele, atunci fă una doua jumătate a lunii. Dragoste, gemenii își vor aminti că relațiile sunt o muncă serioasă. Poți deveni o statică a sentimentelor tale lucru de care vei suferi foarte mult. Încearcă să evaluezi sobru situația, mai ales pentru cei care încep o nouă relație. Privește-ți partenerul fără ochelari de culoare trandafirie. Mulți gemeni vor înțelege că nici a doua jumătate nu este perfectă. Nu încerca să transformi persoana care îți place. Viața de familie poate duce la conflicte serioase. Gemenii au un temperament foarte iute și reacționează brusc la orice critică. Riști să ajungi într-o situație neplăcută legată de rudele îndepărtate. Fii atentă în declarații dacă nu vrei să ți ceri scuze mai târziu. Sănătatea Gemenii nu ar trebui să-și asume riscuri cu o muncă fizică grea. Acum bolile articulațiilor și ale mușchilor se vor agrava. Pentru cei care plănuiesc o operație de multă timp, perioada de la 10 la 25 mai va avea succes. O atitudine pozitivă te va ajuta să te recuperezi rapid după orice intervenție. Evită stresul, iar dacă tot te trezești într-o situație psihologică dificilă, atunci învață să te relaxezi fără medicamente. Practică meditația. În luna mai, gemenii sunt predispuși la vătămări corporale. Poți face solar sau baia naturală de soare nu practica sporturi potențial periculoase, mai ales dacă nu ești profesionistă. De asemenea, ai grijă când lucrezi cu aparatele electrice. Banii La serviciu, gemenii vor avea o situație foarte grea care îi va dezechilibra. Va exista un răuvoitor care va interveni. Când semnezi pentru lucrări, evaluează-ți cu atenție capacitățile. Pentru a nu fi înșelată, Consultă-te cu oameni de încredere care sunt atestați în timp. Este mai bine să amâni tranzacțiile financiare serioase până la sfârșitul lunii. La începutul lunii mai, riști să pierzi niște bani din cauza propriei inatenții. Ține întotdeauna portofelul cu tine și ține evidența conturilor bancare. Până la sfârșitul lunii va exista o primire de fonduri mult așteptată. Nu te aștepta să câștigi la loterie? Acum trebuie să te bazezi doar pe propria muncă. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!